Mihai Chihaia e un om simplu, sincer și cald, precum lemnul pe care îl sculptează. Spune că așa își păcălește bătrânețile. Nu consideră nici că ar avea prea mult talent, dar știe că a acumulat atât de mult într-o viață încât are de unde da. Deși este un om doar cu studii tehnice, Mihai Chihaia crede că îl ajută puterea de muncă și dragoste de natură și de frumos. E suficient, spune el, pentru a crea tablourile sculptate în lemn sau sculpturile nălucite din rădăcini și cioate. Acum, la bătrânețe, că are timp liber, Mihai Chihaia își petrece ziua la pescuit sau în pădure, de unde nu se mai întoarce de mult cu hribi, ci cu cioate și lemne pentru lucrările sale. E de părere că nu are talent la desen, dar când atinge lemnul cu dalta, aceasta își găsește singură drumul spre ceva să iasă. Peste 20 de lucrări ale meșterului nostru sunt prezente în expoziția vernisată joi. Arta domnului Mihai Chihaia se încadrează în arta populară. Ceea ce degajă aceste obiecte expuse este căldură și sinceritate. Noi care trăim în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu și unde lemnul a servit ca și material de prelucrare din cele mai vechi timpuri, știm că întotdeauna lemnul în locuința bucovineanului, în casa românului, a adus un plus de căldură. Lemnul, spre deosebire de metal sau sticlă, este un material cald, un material pe care cred că fiecare dintre noi am dorit să-l avem în casă sub diferite forme. Iar prelucrarea lemnului, pe care a făcut-o artistul plastic amator, spun eu, aici de față, este de excepție. Singur, un autodidact, și a început, să-i spunem așa, pasiunea de mult timp. Dar în ultimii ani, pentru că este la pensie de vreo 12 ani de zile, a început să lucreze tot mai intens în lemn și lucrările lui sunt demne de a fi puse într-o expoziție. N-am putut niciodată să mă desprind de rădăcinile satului românesc, acolo m-am născut, și am prins o copilărie cum numai în povești mai există. Dar vine un moment când toate aceste sentimentări încep să răbufnească, să scoată capul, să iese afară și simți nevoia să spui, să arăți tot ce simți. În urma acestor amintiri care m-au scos afară din casă, am început să cum data să vorbească în locul meu. Că de vorbit vorbesc, dar nu prea am talent la vorbe. Dar când pun mâna pe dealtă, ea spune tot ce simt în suflet. Pasiunea pentru sculptură nu e de azi, de ieri. Mihai Chihaia are lucrări făcute în urmă cu 30 de ani, chiar premiate la Cântarea României. Între timp însă au apărut și altele. În afară de cioplit lemnul, Mihai Chihaia scrie despre lumea satului sau povești pentru copii.